Cred că suntem live, ca de obicei, nu îmi dau seama, dar dacă suntem, salutare tutorialului, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou livestream sau la un nou videoclip, dacă vă uitați desigur după livestream. Astăzi o să aruncăm un ochișor peste Far Cry 5. Am lăsat ieri un comentariu pe comunitate în care vă spuneam că mă gândeam eu așa să joc Far Cry 5 pentru mine. Am conectat telefonul, de aia s-au deciuat. Am văzut Far Cry 5 și nu eram foarte sigur dacă vreau să fac un livestream cu el sau nu. Și am zis, bă, știi ceva? Atâția oameni m-au întrebat dacă o să-l joc pe canal sau nu și am zis de fiecare dată da. Ar fi cam nedrept să-l joc pentru mine. Așa că cel mai bine ar fi să fac un livestream. Ne jucăm, vedem dacă ne place. Dacă ne place, mai facem livestream-uri pe viitor. Dacă nu ne place, aia e. Nu ne mai jucăm niciodată sau mă joc doar pentru mine. Pentru că trebuie să fie și un joc bun de live-uri și de filmat. Adică știți că unele jocuri sunt bune să te joci doar tu, nu sunt foarte distractive când se uită cineva. În fine, având în vedere că am jucat, cred că am sărit peste Far Cry Primal, dacă nu mă înșel. Cred că restul le-am jucat, Far Cry 3, 4, la Primal. Care mai era? Era unul ceva cu gheață. Far Cry Primal era ăla cu gheață? Da, cu mamuți și chestii, parcă mai era unul. În fine, am jucat destul de multe jocuri din seria aceasta și am zis să jucăm și pe acesta. Bun, vreau să scrieți 1 în chat dacă sunteți pe live de pe story-ul de pe Instagram. Habar n-am dacă trimite YouTube-ul notificări sau nu. O să dau și eu un pop-out la chat. O să vă pun, aici ca să pară că mă uit spre cameră, dar eu de fapt citesc chatul. Ok, băieți, ok. Hai să fim serioși, nu e chiar toată lumea de pe story-ul de pe Instagram, pentru că abia l-am pus. Ok, în livestream-ul anterior când am jucat cu Bobo, ia să-i stai puțin să văd dacă se vede bine, se vede, nu se vede. Cineva la mine nici n-a pornit live-ul. Da, cred că se vede. Ia să-i stai puțin. Da, se vede și mă aud și pe mine. Ce voiam să zic, în livestream-ul anterior pe care l-am jucat cu Bobo, toată lumea zicea că e de pe Instagram, de pe story. Și am zis, bă, ok, dacă are așa mare efect story-ul de pe Instagram, ok, atunci o să mai punem. Cred că suntem destul de gata, mai stăm un minut, două, după care începem. Eu am primit notificare de la YouTube, este super când primești notificare de la YouTube. Băieții ăștia de la YouTube ne spun nouă, creatorilor de conținut, să vă spunem vouă, să apăsați pe clopoțelul acela ca să fiți notificați. Acum, nu știu ce să mai zic, uneori nu-mi trimite notificări nici cu clopoțelul activat. Încerc să fac ceva aici, dar nu prea-mi iese. Ia stați o secundă, să șterg chatul de aici și o să începem. Livestream-ul acesta o să fie salvat ca videoclip, deci nu este nicio problemă dacă l-ați ratat sau nu. Avem și noi deja 1000 ceva de like-uri. Habar n-am câtă lume să fie pe livestream-ul acesta. Sincer să fiu cu voi, nu prea mă coafează câți oameni suntem pe livestream. Vreau pur și simplu să joc jocul acesta și inițial mă gândeam să facem un episod normal, știi? Dar am zis, băi, știți ceva, nu știu dacă o să mă conving eu într-un singur episod dacă o să îmi placă jocul sau nu. Așa că cel mai bine ar fi să facem un livestream. Am văzut că a primit note destul de bune jocul și am așteptări bune de la el, adică ok, ar trebui să fie decent, n-ar trebui să fie chiar așa rău jocul. Am pus eu chestia asta, cât o să țină live-ul, depinde dacă o să-mi placă sau nu, o oră, două, trei, cine știe, undeva pe acolo. Mie mi-a venit notificarea și fără să apăs pe clopoțel. Bă, e ceva, e puțin dubios aici, pentru că ci că băieții ăștia de la YouTube au adăugat clopoțelul din cauza faptului că unele persoane se plângeau că primesc prea multe notificări. Adică prea multe notificări deoarece erau abonați la foarte mulți oameni. Asta mi se pare stupid, corect? Adică tu dacă te abonezi la un canal de YouTube, automat vrei să primești toate notificările, corect? Adică de ce te-ai abonat la un canal de YouTube dacă n-ai vrea să primești toate notificările? Pentru că poate o să ratezi un episod bun, corect? Poate YouTube-ul să decide să nu-ți trimită notificare. Și ei au adăugat clopoțelul ca tu să-l apeși ca să primești toate notificările. Nu știu, mi se pare ciudat. Mi se pare dubioasă treaba. Mi se pare foarte dubios. Parcă văd că o să-l faci de 6 ore. Nu cred. Livestream-ul anterior de A Way Out a fost mai lung, undeva la 5 ore, pentru că mi-a plăcut jocul. Și am știut că ține cam 5 ore jocul. Știam de la bun început și am spus cu Boba, băi, dacă jucăm, îl jucăm pe tot, adică n-ar fi avut sens să-l jucăm din două părți. O avem și pe Nico aici. Bă, știi, sunt curios dacă se abonează cineva dacă apare în dreapta jos. Nu știu dacă mai merg notificările.
Da, nu știu dacă mai merg notificările. Chiar sunt curios. Văd că nu apare când se abonează cineva. Habar nu am. Ar trebui să apară, poate pur și simplu se abonează nimeni. O să vedem. Vreau să-mi spuneți și voi dacă apare acolo în col sau nu notificarea aia de abonare. Pentru că mi se pare că în livestream-ul anterior cu Huawei Aud nu a apărut. Și l-aveam pornit. Da, nu știu. Dacă mă duc eu aici la Streamlabs și dau eu una de test, ar trebui să apară, corect? Ia stai să vedem. Stai să vedem. Voi ce făceați acum? Vreau să-mi spuneți în chat. Ce făceați voi în momentul în care ați primit notificarea? Test subscriber. Deci ar trebui să apară ceva de genul ăla în colț. Dar văd că nu apare. Habar, poate nu se abonează nimeni. Poate sunt stricate notificările. Rafa, eu intru mereu pe live-ul tău. Băi, foarte bine dacă intri mereu. Eu dansam. Ok, uite mă că a apărut. Nu e că nu prea se înțelege textul, că e pus text peste text, dar odată ce începem jocul, dar nu mai trebuie să fie problemă. Ok. Beam suc. Am înțeles, bei suc. Aoleu, avem și cuvinte. Ok, urât în chat. Am înțeles, mă uitam la microboom. Habar nu am ce aia. Stăteam în pat. Am înțeles. Hai că acum apare s-au abonat băieții. Bun, păi cred că putem să începem, corect? Adică livestream-ul merge. Am uitat să pun pe comunitate că suntem livestream. Corect. Cum pot să uit, ha? Avem aici un link. Nu. Așa, ia să dau eu și de pe desktop aici să dispară astea. Da, nu știu ce să zic. Poate vă întrebați de ce n-am uploadat niciun episod astăzi. Am zis, băi, nu prea are rost să uploadez niciun episod astăzi dacă o să fac live stream, pentru că, în general, nu, lumea nu prea se uită la videoclipuri când sunt și live, așa că o să pun un episod fix după ce terminăm live-ul. Deci, după ce live stream-ul acesta se încheie, o să punem un episod. Bun. Am vrut să filmez ceva GTA 5 Mod Showcase pentru astăzi, chiar găsim un mod cu o casă extrem de șmecheră și n-am putut să-l instalez, pentru că de fiecare dată când se face update pe GTA 5 online, nu mai merg modurile. Pentru o săptămână sau două. Ok, hai să vedem. Suntem live stream, așa, cu Far Cry 5. În sfârșit îl încerc și eu. Ok, de fiecare dată când scriu că suntem live stream, cineva mi-atrage atenția, adică nu se prinde de glumă. Hai să punem linkul aici, să căutăm, pa, 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 pam, select, live now. N-am mai pus chestii pe comunitate. Inițial, când au anunțat băieții ăștia de la YouTube tabul de comunitate, mi s-a părut atât de genial. Adică am zis, bă, știi ceva, nu prea mai am nevoie de pagina de Facebook, corect? Pentru că am tabul de community pe YouTube. Dar după aia nu l-am mai folosit, nu știu de ce. Nu prea l-am mai folosit atât de tare. Ok, văd că am strâns 2700 de like-uri la anunțul acela de live de la A Way Out. Deci presupun că o să-l vedeți câțiva dintre voi. Ce voiam să zic? E mișto că se transformă în videoclip și intri direct de pe tabul de comunitate, gen. Dacă ratezi live-ul, asta e tare. Și au adăugat și chestia aia ca să poți să vezi chat-ul acum. În caz că ai ratat live-ul, poți să vezi și chat-ul. Mi se pare interesant asta, era de mult feature-ul acesta pe Twitch, mă bucur că l-au adăugat și aici pe YouTube. Suntem 2800 de oameni cu 2200 de like-uri. Haideți voi câteva like-uri și o să începem imediat. Vrei să termin jocul în 9 minute? Cred că prima... Cred că... Deci am anunțat ieri că o să fac astăzi un live stream cu Far Cry 5 și cred că cel mai likuit comentariu de acolo sau printre cele mai likuite comentarii e cineva care spune că ar trebui să termin jocul de la bun început. Și am văzut jmecheria, o putem face pe live stream dacă vreți. Putem face. Au făcut același lucru. Era și în Far Cry 4 treaba asta, dacă nu mă înșel. Am jucat Far Cry 4, parcă nu? Acum foarte mult timp. Far Cry 4. E aceeași mecanică ca în Far Cry 4. În Far Cry 4 te pune cineva să aștepți sau să pleci de undeva. Și dacă aștepți, mi se pare ceva de genul acesta. Dacă stai foarte mult timp într-un loc, se întoarce persoana respectivă înapoi și termini jocul de la bun început. Ceva de genul ăsta se întâmplă și aici. Dar putem să facem endingul acela dacă vreți. Îmi place live-urile tale. Băi, Clash Royale, îți mulțumesc dacă îți plac live-urile mele. Hai să începem. Să-i dăm drumul. Sper că se mișcă bine, sper că se vede bine. O să umblăm puțin la sunet, presupun. Dar în rest cred că ar trebui să fie ok. Nu știu dacă să-mi pun căștile sau nu. Hai că nu le mai pun. Am văzut multe persoane care au jucat pe hard jocul acesta. Dacă ar fi după mine, l-aș juca și pe easy. Adică nu prea mă interesează dificultatea dintr-un joc, mă interesează doar să mă distrez în jocul respectiv. Dificultatea mai mare nu... o să-l lăsăm pe normal. Nu vreau nimic... O aleg dacă vreau să fiu...
Battle of Fat, okay. Please confirm your choice is final and cannot be changed later. Ok, vreau să fiu băiețaș. Băiețaș? Dumitru, tocmai ce s-a abonat, îți mulțumesc pentru abonare. Ia să vedem. Deci înțeleg că tipul ăsta din stânga, ăsta de aici e băiatul rău. Cred că e cel mai tare caracter din toată franciza asta de Far Cry. Mi s-a părut Vas din Far Cry 3. Vreau să spuneți în chat dacă să dau jocul mai tare sau nu, că nu știu cât de tare sau de pentru voi. Cred că trebuie dat puțin mai tare, nu? Lumea tare? Ok. O să se oprească sunetul acum pentru că am jucat pe bară. Deci el e la... Oh my god, nu mai știu la cât era. Hai să-l dăm la un 20, 22. We're on our own. Fans, we save those lost souls, whether they want to be saved or not. People don't want to believe groups like this exist. People are scared, man. Someone wish to harm us. Okay, deci ceva religios, să înțeleg. All that we have built here together. Some will betray us. Îmi place cum sunt filmate cutscene-urile astea. Tăiate așa ca și cum le-ar fi filmat cu telefonul. Who? Their leader. Joseph C. They call him the father. The father. The world are blind. They do not believe. They have no faith. But I will make them see. Îmi dă un vibe de Resident Evil 7. E chiar scos ochii sau ceva? Deci eu nu pot să dau bloc permanent. Habar nu am. Deci Joseph Seed era tipul ăla de adineauri, corect? De era filmat? Să-mi ieși capul. Deci ce facem acum? Cred că mergem după tipul ăsta. Cred că asta se întâmplă. Nu, no, nu e un joc horror. We're going in. You don't hear from us in 15 minutes, send in everyone.
one. Call the goddamn National Guard if you have to. Over. Yes, sir, Sheriff. I'll be praying for you. Ok. Cine e așa periculos tipul ăsta? Ok. Deci e chiar atât de periculos? Equip your new weapon at any shop in the world. Okay. Nu mai bărboși pe aici. Jesus Christ, you're wearing badges, aren't you? Yeah, but they don't respect badges around here. They'll respect a 9mm. Not every problem can be solved with a bullet, Marshal. Arată bine și ori jocul. Oh, yeah. Că avem și o donație, o să citesc imediat după ce trecem de cutscene. Are așa un vibe de Resident Evil 7, nu? Oh, yeah. Ok, încă o donație, o să le citim imediat după ce terminăm cutscene-ul. Vă mulțumesc. Quietly, calmly. You got it? You got it? Hudson on the door, watch our backs. Don't let any of these people. Ce mă se întâmplă aici? Suntem la slujbă? On me. And you just try not to do anything stupid. Relax, Sheriff. You're about to get your name in the paper. You'll be fine. Să nu-l arestezi pe ăla. Să facem și ending-ul ăla. You can feel it, can you? We are creeping toward the edge. And there will be a reckoning. That is why we started the project. Because we know what happens next. They will come. They will try to take from us, take our guns, take our freedom, take our faith. We will not let them. Sheriff, come on. Hold on, Marshal. We will not let their greed, or their immorality, or their depravity hurt us anymore. Sheriff, there will be no more suffering. Joseph C. I have a warrant issued for your arrest on the suspicion of kidnapping with the intent to harm. Now, I want you to step forward and keep your hands where I can see them. That is sent. Here they are, the locusts in our garden. See, they've come for me. They've come to take me away from you. They've come to destroy all that we've built. Nu suntem vreo 46, sunt vreo 50 aici. O, dar toată lumea are barbă aici, ești nebun? Ăsta e clubul bărboșilor. Ok, vreți să facem ending-ul acela? Rook, put the cuffs on him. Presupun că ar trebui să-l facem pentru cei care nu l-au văzut până acum. Dacă nu-l arestezi, se termină jocul. Hai să facem. Ok, hai să facem. V-am zis, același lucru era și în Far Cry 4. Și țin minte exact. Tipul rău din joc, din Far Cry 4, pleacă undeva.
și îți spune să-l aștepți într-o încăpere. Și tu, normal că pleci din încăpere, că așa e jocul, dar dacă-l aștepți, se termină jocul. Același lucru se întâmplă și aici. Dacă nu-l arestezi pe bărbuță, termină jocul. Hai să terminăm jocul și să încheiem live stream-ul, să mă duc să fac altceva. De capul meu. Puteți să fiți și donații, ele avem o donație de la Crazy Boy, $2 mă uit la tine de când aveți 70.000 de abonați, succes în continuare și mă bucur să văd că ai crescut atât de mult. Îți mulțumesc Crazy Boy pentru mesajul frumos și pentru toată susținerea. După care avem de la LOL Gica Gaming. Salut Rafa, nu știu dacă îți mai aduce aminte, am jucat acum ceva timp în CSGO amândoi, sunt Gica Gaming, o întrebare îmi poți da și mie ad după livestream. Îți mulțumesc pentru astea $2, din păcate nu adaug persoane lista de prieteni pe Steam pentru donații, pentru că altfel toată lumea ar fi donat. Corect. Îmi pare rău, dar nu adaug persoane de pe livestream, dar îți mulțumesc pentru donație și apreciez susținerea. Hai să vedem. We're leaving, Rook. What the fuck are you doing? Îmi place accentul lui. What the fuck are you doing? You put those cuffs on him. None of us get out of here alive. Yes, sir. I'll have you all arrested. So be it. Yes, sir. Stupid ending-ul acesta. Pentru că tipul ăla zice că dacă îi punem cătușile o să murim cu toții, atunci ce mă n-ai bine, mai venit aici. Gata, joc, băieți. Vreau să spuneți în chat, de pe o scară de la 0 la 10, ce notă îi dați jocului. Mie mi s-a părut un joc genial, chiar mi-a făcut plăcere să-l joc alături de voi. Ok, deci dau să intru mai încet. Hai să dăm de la 22, dăm undeva la 16. Ce naiba, e la fel. 10? Mamă, Rafa, asta e cea mai tare serie a ta. Ok. Să puțin mai, nu știu, muzica e tare, dar după aia vocile lor nu se aud așa tare. Ei, dar pare rău pentru cei care ați ratat livestream-ul, tocmai ce am terminat jocul. A fost destul de bun. Na, nu știu să zic. Te iubesc, Rafa, îți dau nota 20. Ce am pierdut? Raul, îmi pare rău pentru tine, ai pierdut tot livestream-ul, tot jocul. Vreau să spun că aici se termină și livestream-ul. Ei, hey, vă mulțumesc pentru că v-ați uitat alături de mine, băieți. Că v-ați jucat alături de mine. Ei, hey, hai să lăsăm prostiile. Ok. Hai să dăm skip. Trebuia să dau skip acolo, nu? Cred că n-avea sens să aștept până la final. Oh, nu zic că trebuia să aștept până la final. Come on! Mai era ceva la final după credite? God damn it, nu zic că... Mai era cumva ceva după credite? Mai era sau... Că nu știu dacă să mai fac o dată ca să văd dacă era ceva după credite. Nu era? Ok. Ok, dacă nu mai e. Bun, de data asta o să-l arestăm. Asta e că vreau să schimb titlul la livestream. O secundă. Oricum nu se aude pe fundal, am mai văzut asta odată din aur împreună. Come on. E așa complicat cu noua interfață de la YouTube, e așa stupidă. Înainte puteam pur și simplu să dau click pe titlu și să-l schimb. Acum trebuie să intru separat. O să punem titlul Far Cry 5. Înțelegi? Ca să le dăm trigger la băieți. Să vină să-mi spună că nu se zice Far Cry. Perfect. Mai jos, perfect. Bun. Bun. Deci am pus Far Cry câi în câi. Așa e mai appealing. Ca să vină băieții să zică, mă, Rafa, nu se zice așa, prostule, mă! Ok. Deci presupun că trebuie să ne uităm iarăși la chestia asta. Nu știu, mi s-a părut ciudat ending-ul ăla, adică noi venim aici. Suntem patru oameni. Știm mai mult ca sigur că o să fim omorâți de ăștia dacă îi supărăm.
Dar apoi plecăm, pentru că pur și simplu n-are niciun sens. Nu înțeleg de ce nu au venit mai mulți. Adică, efectiv își riscă viețile ca să-l aresteze pe ăsta? De ce? Rafa, de când acolo vei fi activ. Ok, am văzut, George. Go. Go. Oh my god, tipul din dreapta n-are barbă. Soi femeie. N-am văzut. Credeam că stai doar clubul bărboșilor. Nu, chiar era femeie. Nu-mi dau seama. Îi se aude voce sau trebuie să dau iar jocul mai tare? Stai puțin. Poți da escape? Nici nu merge să intru în setări. Eu o să intru după aia. Live-ul rămâne salvat? Da, live-ul rămâne salvat ca videoclip. Pentru că știu că nu toată lumea o să fie aici ca să-l vadă, deci puteți să vă uitați după aia. Nu l-a arestat ca să termin jocul. Abia am făcut asta din aur. A venit și X-Slater pe chat. Hai mă, să le arestăm pe tăticu. Ok. Nu mai terminăm jocul așa, revedem. Oh, mergem cu el. Ok. The warrant. Walk the cult leader to the helicopter. Nu înțeleg de ce se lasă arestat, dar rămâne de văzut. Schideți ușa, băieți. E bune? Ce scrie pe spate? Ceva cu Tony? Glutoni? Ok. Place cum are ăsta ochelari de soare, n-ai nicio treabă. Wow! Și nu o să facă nimeni nimic? Presupun că ar să dau facecam un puțin mai jos. O dăm după aia. Ce aruncă cu sticle astea? Wow! Ubisoft Montreal Toronto Production. Am înțeles. Ăla nu mai zice nimic. Tipul pe care l-am arestat. Wow! Sunt ca niște zombi ăștia. Ok. Deci s-a prăbușit elicopterul? Outlast 3. Nu e că mai apare Outlast 3. This is Nancy, is everything okay? Cine plutește casca aia de... ok. Plutesc căștile. Sunt atârnate. Ah, elicopterul cu sus în jos, înțeleg. Ok. Okay. No one is coming to save
Vreau să spun că Far Cry, în seria de Far Cry a avut mereu așa un vibe ciudat. Neapărat un vibe ciudat, dar faze de astea ciudățele. The reaping. Să vedem. N-am absolut nicio idee unde ar trebui să mă duc, dar mă duc. Aud niște câini. Wow. Una pică. Înțeles. Acum chiar îmi aduce aminte de Outlast. Prin pădurice. Pot să iau vreo armă, pot să iau ceva? Nope. Hai să mergem la căsuță. Vine careva după mine? Nope. Stealth. The detection meter flips up as enemy spots you. It's full and flashes. Ok. Să apăs F ca să dau un takedown. Am înțeles. Deci trebuie să fie cineva pe aici. Să apăs pe C ca să mă ciucesc. Ne ciucim acum, ce să facem? Sunt curios de o chestie, dacă jocul... Ia, hai să ducem la audio în primul rând. Subtitrări, music, on, voice chat. Ce naiba setări sunt astea? Muzică da sau nu? Lasă-mă să dau muzică mai încet. Ah, master volume. Ok. Voiam să văd dacă la controle... Există un quick save. Nu cred, nu? Tutorial. Nu, nu cred că poți să salvezi. Dai subtitrări on. Nu era on? Subtitles English. Subtitles background. Ok. Hai să le dăm și pe alea. Oh, e ceva aici. Pipe. No, ce faci, mă? Ce bucată i-a dat. Mă, buddy. O, dar repede mă mișc. Un pistolaș. A, să-l pe jos pe aici. Asta ce mai are la el? Și în loc de pistol? Sau, am și pistolul. Am doar 3 gloanțe. Bă, credeam că pe geam, nu pe casă. Aici nu mai apare. Am înțeles, nu știu ce am luat. Am ceva, o bucată de lemn. Ok. Și aș vrea să mă uit pe harta, adică ce trebuie să fac? No way out? Escape. Am înțeles. Poate ne și arată pe unde trebuie să ne ducem. Văd acolo ceva. Acolo. Ok, să vedem dacă putem să coborăm pe aici. Da, merge. Vreau să mă duc acolo să văd ce e. Măi, e și întuneric așa, nici nu prea-i vezi pe ăștia. Oh, nu pot să trec de gard. Ia, hai să ne urcăm la loc. Presupun că pot să sar aici, corect, da. Și să ocolim. Aha. Pică nebuneli.
Alô? Alô, alô? Meet Marshall at the trailer house. House for sale. Da, 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 hai să mergem pe pod. Sper să nu se dărâme. Că nu e aici. Hai să vedem. Deci acum suntem într-un fel de misiune, aș putea să zic. Încă nu putem să explorăm. Nu știu pe unde dorim. Come on. Come on. Check the room, Rook. Am scris pe pereți. Oh, Jesus. Am văzut, George, mesajul. Fuck. We're putting this whole family away. All of them. Ah, deci ăștia sunt toți. Chiar nu-mi aminte de Resident Evil. Cu toată familia aia nebună. There's a road out there. We're gonna take it. We're gonna head northeast. It's probably only a few hours back to Missoula. And then we're gonna come back here with a goddamn National Guard and we're gonna take out the rest of these. Opa. Venim cu toată armata posibilă aici. Eu cred că trebuie să venim de la bun început. Păzea că a început melodia. Hold off the cultists. Tu cine mai ești, boss? Ok, ok, ok. Ok, nu e rău, nu e rău. Mă cam încurcă ținta asta, dar mă rog. Habar n-am dacă a murit ăla sau nu. Dar chiar ați văzut ceva interesant în jocul ăsta? Deci au adăugat un sistem în care poți să faci hărți, știi? Și era cineva care a făcut harta Dust 2. Adică are și multiplayer jocul. Și se jucau exact pe Dust 2. Unde ne-a trage mă ăla? A, ăștia mor destul de repede. Calmează-te, boss. Da, 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 acum, acum. Dă-i, dă-i, dă-i. Lean out. Oh. Care naiba trage, boss? Există și pe PS4. Da, sunt tare curios să văd ce hărți se vor crea. Ci că sunt niște unelte foarte bune în jocul acesta ca să faci hărți. Dacă au reușit ei să recreeze Dust 2 și arăta destul de bine. Puteți să vă știți pe YouTube, căutați Dust 2 Far Cry 5. Oh, no. Ok. Abana, oh, avem gloanțe infinite. Și care e problema, boss? Am câte îmi doresc. Îmi place cum zboară mașina. Amigo, aici nu cred că am ce să fac. Oh, use a medkit. Am înțeles, am două medkituri. E cam greu să trag, nu știu de ce. Presupun că ar trebui să omor doar șoferul. Dar nu reușesc. De ce e așa greu să trag? Oh, pick up dynamite. Cine m-am făcut? Ok. Ah, pe asta. Așa, da. Cred că glumești. Ce naiba asta, război. Uite-l pe boss. Gata. Holy shit! N-am loc pe masă, ești nebun. Pe birou. Pe birou. Haideți, băieți, calmați-vă.
Ok. Am înțeles. Ia uite-l și pe ăla, explodat cu totul. A, să fiu sincer cu voi și să spun că habar n-am ce se întâmplă aici, dar e ok. Nu mai avem medkit-uri. Îmi place cum pune ținta deasupra capului. Dinamită mai avem? Oh. Ok. Ok, nu cred că e o idee bună, dar... N-a explodat? Ce n-ai mai fost asta? Abar n-am dacă am pierdut misiunea sau dacă așa trebuia să se întâmple. Zici că ai 5 stele în GTA 5? Mai rău. Ce ai pierdut? Mult ai pierdut, am terminat și jocul, acum ne-am reapucat de el. Am și o întrebare pentru voi. Voi de luni aveți vacanță? Aveți săptămână altfel sau cum e? Aveți săptămână altfel apoi vacanța de Paști? Ne caută aia. E podul din PUBG. Deci de luni e vacanță. Adică e săptămână altfel și apoi vacanță. Eu am deja vacanță. Vacanță de Paști, mă. Ok, deci de luni începe vacanța de Paști și apoi aveți săptămână altfel? Am avut săptămâna asta școala altfel și săptămâna viitoare vacanță. Oh, ok. Acum e săptămâna altcumva. Așa se numește la tine săptămâna altcumva? Nu știu, dar... De luni 0204 până pe 11.04. Ah, ok. Ok, înțeles. You know what that shit means? It means the roads have all been closed. It means the phone lines have been cut. It means there's no signals getting in and out of this valley. But mostly it means we're all fucked. Goddamn collapse. They all think the world's coming to an end now. They've been waiting for it. For years. Waiting for somebody to come along and fulfill their prophecy and kick off their goddamn holy war. Well, you sure as shit kicked. Smartest thing for me to do would just be to hand you over. Get out of that uniform. We need to burn it. There's some fresh clothes there. When you get changed, you come and see me. We'll see if we can unfuck this situation. Okay. Am văzut că mi-a zis mulți dintre voi că a apărut Shopkeep 2. Ar fi, aș fi putut să fac un live stream astăzi cu Shopkeep 2, dar am zis că vreau să joc Far Cry 5 ca să văd dacă îmi place jocul sau nu. Poate să facem mâine un live stream cu Shopkeep 2. Și am și un videoclip de Shopkeep 1 filmat. Habar n-am, s-ar putea să jucăm și Shopkeep 1 și 2 în paralel, dar cred că o să facem mâine un live stream cu 2. Ok, deci aici să înțeleg că să faci caracterul. Ok. Ok. Ok.
Ceva frizură. Wow. Chiar sunt american cu frizura aia. Ceva simplu, nimic. Wow, wow, wow. Asta e tot. Am înțeles, vreau să fiu așa puțin mai blonduț. Ok. Upper body. Ah, hainele. Am înțeles, vreau și să fiu american. Stai să vedem ce avem pe aici. Ok. Click dreapta, n-am mai văzut așa ceva, click dreapta. Cu șapcălie. Fără șapcălie? Ce neamănuși sunt astea? Zici că sunt gata de bătaie. Cu o șapcălie sau fără, voi ce ziceți? Dar până la urmă îți place jocul? Habar n-am dacă îmi place jocul, n-am apucat să fac prea multe. Doar am făcut misiunea de început. Dacă la începutul jocului mi-e picătușele se termină altfel. Da, am făcut ending-ul acela fără. Ok, fără. Hai să dăm confirm. Confirm? Talk to Dutch. Unde ești, mă, bosulică? Ia vină încoace. I didn't properly introduce myself back there. Most folks call me Dutch. I've been trying to piece together what's happening up top. It ain't good. Little I can gather is that your partners are alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want them back, I get it. I got friends that been taken too. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here, and they won't know until it's too late. There's gotta be people out there willing to fight back against this cult. We need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we're gonna do is get control of this island. Once we got some breathing room, we can figure out what's coming next. There's a game and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Rafa, mie nu-mi plac live stream-urile. Te rog să nu mai faci. Dacă nu, mă dezabonez. Wow, ok. Nu trebuie să mă ameninți chiar de tare. Ce faci să intră în birou? Ok. Băi, dacă nu-ți plac live stream-urile, nu te poți uita? Te poți uita după ce se salvează ca videoclip? Sau nu te poți uita deloc? Ce zici de chestia asta, hm? O lopată. Adică n-am mai făcut live stream de foarte mult timp, doar la cu Way Out și acesta. Deci nu știu care e marea problemă. Hold Q to open your weapon wheel. Select and release. Așa, to make a selection. Ok, deci armele principale sus, alea secundare jos. Pe rotiță arunc și așa, vreau să dau cu lopata. Ok. Am luat harta, hai să vedem ce se află și aici. Okay. Second, you can destroy Eden's Gate property that's all over the place now. Hell, they built two goddamn shrines on this island alone. Third, you can tackle resistance missions. There are a lot of folks out there waging their own war against this cult, and they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, you can take on the cult outposts that have popped up across the county. Liberating those places will give the resistance solid footholds to push back against Eden's Gate. Am înțeles, interesant. E oarecum sistemul din Far Cry 3. I've got cameras set up all over this island. I'll keep an eye out for anything useful. For now, head south and take out any culture you see. And help any folks in need. Ok, hai să vedem. Deci... Poți să dau zoom out? Trebuie să vedem. Cold Shrine. Da, încă suntem în misiune.
Okay, da, am văzut. Deci au câte un outpost, au câte o bază, să zic așa. Noi le spargem baza și ne întărim armata, oarecum. Bun. Sunt doi băieți aici. Avem un pistol. Pistol. Dar aș vrea să mă duc așa stealth. Destroy the cold property to earn resistance points. Sunt doar doi băieți aici? Cum ne va arunc? A, sunt trei. Habar n-am câți sunt aici. Loot. Equip a throwable via weapon wheel by holding Q. Press așa to throw. Oh, ok. Q. Lopată. Aha. Bun, ce n-ai asta? Oh, trebuie să... No, 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 no. Cred că trebuie să trag la distanță. Nu mai am glanțe! Nu? Ok, trebuie să dau cu o grenadă ceva. Hai să-i lutez pe ăștia mai întâi. Este asta cine va avea la el? Dă-i cu arma. Lopata nu merge, sunt sigur. Oh! What? Ok, sunt sigur că e mai simplu de atât și nu mă prind. Face poc? Ai de capul meu, nu zic că nu pot să mor de aici. Ba da. Ar trebui să explodeze din armă. Ok. Presupun. Presupun. Mai e ceva de lutat pe aici? Ia stai puțin. Deci harta. Fast travel. Liberate Dutch's Island. Am înțeles. Aici presupun că nu mai e nimic. Perfect. Dar nu mai avem glanțe. Ah, ba, dar mai avem câteva. The Resistance. Bun. Trebuie să explorez eu ca să-mi deblocheze harta? Sau e doar pentru că sunt într-o misiune? Asta n-am înțeles. Hai să ne ducem în zona asta. Așa e? Da. Văd că nu am un minimapă. Trebuie să explorăm puțin pe aici. Mă întreabă și eu dacă să joc Roblox. Ah, nu. Roblox e mai mult pentru videoclipuri, nu pentru live-uri. Ce e asta? New Prepper Stash Revealed. Read. Hey Mike, I tried to get into the underground stash, but a pipe burst and flooded everything. I have no idea what's still salvageable. We need juice to run the pump to drain the water. Okay, it's locked and you didn't leave me the key, so I'll leave that to you. Oh, e un fel de misiune. Stai să vedem. Hai să vedem despre ce e vorba. De ce nu? Pot să mă dau de dura pe chestia asta? Se pare că da. Oh, loot. Chestii trestii. Era o ușă aici? Ok, nu să fie mai Oh, asta e locked. Key required. Ok, ok. Niște gloanțe. Deci nu pot să intru pe partea cealaltă? Ba da. O, dar greu în noată asta. Poate mă electrocutez pe aici, nici nu știu. Vâsle, chestii. Presupun că nu pot să trag de maneta aia, nu?
Ah, asta. Lock. Oh, okay. Find a way into the boathouse. Inside search zone. Activate the power. Poți să te activezi asta sau nu? Oh! Credeam că o să mă electrocutezi și o să mor. Find a way to access the bunker. Ce naiba s-a auzit. Hai să mergem direct spre el. Oh, asta era. Oh, Subnautica, tu ești. Sunt curios, unde văd cât îmi țin respirația? Un veceu. Chestii 3. Oh, asta. Hai să ieși puțin la suprafață. Ia, stai să... Ah, asta era, mă. Uite aici, boss. Mm-hmm. Și acum avem acces. Înțeleg, înțeleg. Despre ce e vorba? E Far Cry 5. Despre asta e vorba. Acum doar căutăm câte ceva pe aici. Că avem o misiune, dar cred că e misiune secundară asta. Ok. Merge să sparg... Unde ne-ai lopata când ai nevoie de ea? Așa da. Sunken funds. Mulți bani. Crafting. Craft molotovs and explosives in the weapon wheel. Hold Q to open weapon wheel. Ok. Click dreapta ca să craftez. Am înțeles. Deci mă duc așa, mă duc așa și click dreapta. Dynamite. Ei, l-am craftat. Mamă, avem mulți bani. Ce e asta? Aparent dacă vreau să am un arc în loc de armă. Oh, acum țin minte. Asta era problema cu jocul la început. Îți trebuie un perk ca să poți să car mai multe arme principale după tine. Hai să luăm arcul pentru că pare interesant. Așa de început. Și hai să ne cărăm de aici pentru că am cam terminat misiunea. Bolted pipe. Am înțeles. Take vâsla. Vreau să știu dacă a revenit live-ul sau nu. Scrieți 1 în chat dacă suntem live. Merge, nu merge? E bine, da? Ok. Ok. Hai să vedem. Deci suntem aici. Trebuie să ajungem pe partea cealaltă. Presupun că nu... Pe drumul acesta, sarge în stânga pe undeva. Cred că trebuie să părăsim insula, asta e misiunea? Habar nu am. Rămâne de văzut. Se asemenea puțin cu Far Cry 3, jocul. Z to use the binoculars. Oh. Cult outpost. Ah, asta era. 38 de metri. Ok. Abar am dacă mă descurc eu cu arcul să-i scot pe ăștia, dar... ok, ceva lume. Hai să vedem. Deci zoom in, zoom out. Chiar mi-aduce aminte de... Far Cry 3. Arcul o să fie bun pentru că e silențios. Abar n-am dacă mă întâlnesc cu careva pe aici totuși. Mamă, dar și dacă... Cine va face ăla acolo?
Oh, îl bate. Riscăm prea mult. Aș vrea să iau unul câte unul, dar nu știu dacă merge. Hold breath. Mi-a tras în picior. Ok, presupun. No! Cum e, bă? Un tip cu un arc omoară vreo 5-6 oameni. Credeam că trage drept, dar nu tragea drept. Ok, asta e că a fost cel mai ușor outpost ever. Outpost? De-aia îmi trebuie mai multe arme. Gen, mi-ar trebui arcul și încă una. Mi-ar plăcea ceva silențios. Mi-aduc aminte că pe Far Cry... Ok. Îmi plăcea pe Far Cry 3, când luam outpost-uri de-astea, să... Hai să vorbim cu ăsta. Nu pot să vorbesc cu el? Apare asta, pot să vorbesc cu el. Ce se întâmplă? Cred că i-am recrutat deja. Ok. Take, Silver Lake Region. Am, așa deblocăm harta sau? Încă nu e deblocată. Mă rămâne de văzut. Avem un fast travel aici. Deci mai încolo. Da, nu știu dacă mi ajunge. Presupun că de asta am pistolul. Aveți dreptate. Ok. E decent. E decent până acum. Nu e rău. Vreau să văd ce arme mai descoper. Mi-ar plăcea un sniper de la silențios. Da, nu mai scrieți cu litere mari să nu spamați emoticoane. Eu am pus nightbot-ul să dea timeout. Ca să nu spameze prea multă lume. Ok, hai să mergem acolo. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like dacă vă place livestream-ul. Apreciez când văd susținere din partea dumneavoastră. Trebuie să-l salvez pe tipul ăla, dar nu știu care pe care bate. Ok. Păcat că nu mai am săgeți. Oh, sunt doi. Mi-ar plăcea o senzivitate mai mare aici, când mă uit cu binoclu. Adică n-am nevoie de senzivitate mică, pentru că nu pun ținta cu binoclu. Pot să fac ceva din Assassin's Creed? Ham, ham, sar pe aia. Sar pe dudue. Mă merge. Oh, m-a auzit. God damn it. Bă, dar asta n-are nicio... N-are treabă, dă într-o domnișoară. Nu am săgeată. Ok, cavalere, che petrecerea. Hai să fim serioși. Ia zi, gogule. Îmi împrumuți mie asta? Sau aia ta? Liberate Dutch's Island. Hire. Hey, this could be fun. No, hai cu mine, mă, boss. Da, cum ne baiau săgeți? Vreți să spun că aveți dreptate când mi-a spus să nu iau arcul. Unde ne-ai văzut săgețile? Gicule, vină bă, coa, haide să-i dăm un nume ăstuia, cum îl cheamă? Gicu? La mine tot, pe toți îi cheamă Gicu. Ok, Gicu rămâne. Bă, Gicule, vreau să fii silențios, adică nu intri așa să ne batem, că iată ce armă am eu, vezi? Eu sunt Tarzan. N-am de-astea, n-am tehnologizat ca tine. Guns for hire controls. Hai să vedem. Press G in press G to order your gun for hire to move to the targeted location. To order your gun for hire to attack the target enemy undetected, your gun for hire will try to stay stealth. Ok, deci atâta timp cât inamicii nu mă văd pe mine și tipul ăsta o să încearcă să fie silențios. Am înțeles. Dacă aș avea măcar să gez la arc, ar fi mult mai bine.
mă, ce ești? Bă, Gicule, stai, mă, potolește-te. A, trebuie să-l salvăm pe ăla de acolo. Am înțeles. Mai întâi trebuie să mai aruncăm o privire pe partea asta. Întotdeauna mi-au plăcut chestiile astea silențioase, dar din păcate nu prea putem să îi atacăm silențios. Da. Ăla pare o țintă ușoară pentru că e singur. Nu știu dacă e... Aveți cumva idee dacă pistolul ăsta face zgomot când trage? Vreau să spun că rămâne de văzut. Da, nu face liniște când trage. God damn it. Oh, când sunt loviți, rămân pe jos. E interesant. Oh, ca la mine la țară. Hop, hop. În sfârșit putem să ne schimbăm arma. E destul de ușor pentru că e începutul jocului, probabil. E distractiv și satisfăcător când le dau așa one tap. Boom, și-au murit. Da, nu e. Ok. Eu... Ok, stai puțin. Ok, ia fă tu puțină liniște. Arrow. Poți să craftezi săgeți? Asta e întrebarea mea. Bolted pipe, fists... Are cineva cu... Are cineva idee cum fac rost de săgeți? Apărea să schimb arma, uite-te. Ce mă? Băiatul ăsta rău. Watch out! Stai mă, Gicule, calm, că eu am tras. Hai să-l salvăm și pe ăsta. Do something! Stare freză ca mea. Ok. Din joc. Ok, am înțeles. Bă, puteam să arunc cu lopată, de ce nu mi-a zis? Am înțeles, am terminat aici. Bă, Gicule, fă-te încoa. Să urcăm pe aici. Nu e rău jocul până acum. E decent. Rafa, ai făcut prea... Ai făcut mult... Profres. Că abia am venit. Bă, n-am făcut chiar așa mult progres. Ce n-ai asta? A, nu zic că iei plante ca în Far Cry 3 și te vindești cu ele și îți dau buff-uri. Hai că s-a făcut în coagicu. Bun, hai să mai uităm o dată pe hartă. Am înțeles. Deci aici e ceva apică. Cine e ăla? What? Tu cine n-ai mai ești? Wow, 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 wow. Ai un alt outpost. Am înțeles. Cum ne-ai mai ajungem acolo totuși? Că e o insulă. Băi, Gicule, ai idee dacă știi să înnoți? Sper că știe să înnoate. Rafa, cred că săgețile le craftezi. Uite-l mă pe ăsta și s-a băgat. Hey, ho, ho. Nu e bunule. El înnoată la suprafață, n-are treabă. Ok. Hai să ne băgăm pe aici, pe undeva, să nu ne vadă băieții. Mai vrem episoade de Toreba? Habar n-am. Le-am dat mesajul de la Toreba dacă vor să mă mai sponsorizeze și n-au vrut. Adică nu mi-au răspuns. Și le-am dat acum mult timp. Deci, da. E cam, sunt cam scumpe episoadele de Toreba, pentru că bag undeva la $100 ca să câștig ceva pe site-ul ăla și... Ok, astăzi îl vom pune la treabă pe G. Fii atent că el suce în față, ești nebun, el e boss-ul aici. Ok, să ne... dacă eu apăs G... Ia ce face? Fii atent la el! Talpă iute! Talpă iute! Voi l-ați văzut pe G cu ce-a făcut? Băi, tupeist! Omul, n-ai ce să-i zici. Imediat a băgat sprintul, dar mai e careva pe aici. Asta trebuie să distrugem aia. Cum explodez asta? Explicați-mi și mie, că nu înțeleg. Trebuie să pun o bombă și apoi să o explodez?
Nu, nu, dă-te la o parte, că e periculos. Fă-te încoa. Destragi mai multe ori. Am înțeles. Bun, habar n-am ce-a fost asta, adică... Deci... Ok, deci misiunea noastră e să completăm treaba asta, Dutch's Region. Got it, am înțeles. Fă-te încoa, băiatul. Că mai avem treabă. Sunt curios dacă putem să-l angajez și pe ăla pe care l-am salvat adineauri, nu cred. Ar fi interesant să am vreo 3-4 după mine. Să fiu cu squad. Oh my god. Oh, țin minte, am văzut câțiva streameri. Am intrat pe streamuri să văd cum e jocul și vorbeau aici din turn. Și o să fie o secvență cu un televizor sau ceva. Da, bă, gicule. Știi să noți. Ești rapid așa tu de talpă, dar și să te cațeri. Asta e întrebarea mea pentru tine. Hai, vină încoace. Mamă, ce urcă bă, stau așa. Bă, ești nebun. N-am mai văzut niciun joc să urce așa. Ok, îmi place. A băgat sprintul, omul, ești nebun pe scară. Ești încet. Da, o să încerc să nu cad. Oh, cine mai ține minte turnurile din Far Cry 3? Wow, ok. Cine mai ține minte turnurile alea încâlcite din Far Cry 3? Unde trebuia să faci parcurs să urci? Bă, n-ai ce să zici. Far Cry 3 cred că e cel mai bun Far Cry din toată seria. Personal e favoritul meu. Nu cred că nici jocul ăsta, nu cred că jocul ăsta o să-l bată. Prea șmecher Far Cry 3. Plus caracterul principal Vas, nu caracterul principal, inamicul principal, să zic așa, villain, răufăcătorul. Hey deputy, I'm getting a strong signal now. Let's open up your map. I'll walk you through what I'm... Ok, m-a apăsat M, am deschis harta înainte. Ok, prea devreme. Nice. Îmi place chestia asta cu harta. Când dai zoom, îți arată exact harta. Interesant. De asemenea, am înțeles că nu te obligă să faci o anume misiune, adică poți să începi cu oricare vrei tu. Dacă vreau să-l bat pe ăsta, îl bat pe ăsta sau tot așa mai... În fine, înțelegeți? Interesant. O să-mi dau fast travel, cred? Unavailable. Ok. Ia să ieșim de aici să vedem. Și mi se pare că e o secvență cu un televizor. Cred? Să-mi iau animale? Bă, unde a dispărut Gicu? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? That freedom from sin can come from the power of just one word. Yeah!
Yes! Yes, în chat, băieți! Și nu mai aveți păcate! Yes! I am a sinner. Yes! I wish to be unburdened. Yes! Yes! I must be redeemed. Care-i faza cu fata aia? Ok. Am scăpat cu toții de păcate acum că am spus yes. Eden's Gate. Cum îl chema pe wrestlerul ăla care... Ok, deci partenerii noștri de la începutul jocului fiecare au fost răpiți de către unul din frați sau familia tipului principal. Deci noi trebuie să-i omorâm pe ăștia ca să ne recuperăm prietenii de la începutul jocului, cam asta e ideea. Cum îl chema? Daniel Bryan îl chema pe wrestlerul ăla. Când intra el ziceau aia, yes, 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 de din mâini. Știți la ce mă refer? Aia a fost cu tine în elicopter, da. Am pierdut ceva, Rafa Z. Normal că ai pierdut, facem live stream de 20 de minute. Ius Zible, bă, a dispărut Gicu, nu trebuia să dispară. Okay. Falls End. Ce n-avea Falls End? Stai să vedem. Unde e Falls End? Ia stai să ne uităm aici. Ok, avem o mașină, ci un quad boat. Să mergem la fermă. Cineva așa ceva de un urs. Cred că o să merg să iau câinele prima dată. Am văzut în review-uri că, ci că dacă mori te linge câinele pe față și te reînvie. Se pare interesant. Ce părere aveți de joc până acum? Bă, mie mi se pare ok. Deci, Joseph... Stai, care? Oh, ăsta e ursul? Huh. Dar ursul se numește Cheeseburger. Ai scris Cheeseburger. Cheeseburger. Ok, hai să mergem la ferma asta, că e aproape de noi. Pac, pac, trecem podul și am ajuns. It's Ray Ray at the pumpkin farm. Sunt foarte supărat, să știți, o să dau un review negativ. Pentru că a dispărut Gicu. Gicu era fratele meu. Cum neba a dispărut? Unde neba era coadul? Era aici pe undeva. Coadule! Nu vreau să cobor pe scară, că e plictisitor. Hai să ne dăm pe zipline-ul ăsta și vedem noi după aia. Ursul e cheeseburger. Coprioare! Ne, unde ne era coadul ăla? Că-l văzusem eu pe undeva pe hartă, lângă turn era. Radio Tower. Oh my god, cineva s-a auzit. Ah, era aici. God damn, brother! Dutch out! Ok, hai să luăm asta. Și o să ne ducem la Rain Rain. M-am plictisit, ne spune George. Păi ce să-ți facem mă noi, George, ție? Shoot, auto drive. Merge singur, ești nebun? Horn! Interesant, merge și singur. Ia stai un pic să ne oprim. Ho! Ho! Prune înapoi! Hai să ne stăm toată aici. Tipiștii au fost omorâți. Ok. Oh, am săgeți. Bine că îmi dai săgeți acum, după ce nu mai am arc. Minunat, nu-i așa? Sau mai am arcul? Nu, nu-l mai am.
Ok, unde ne sunt porcurile? Vreau să văd save. Nu e un buton de quick save? Ia. Ah, dar nu sunt pe Steam. God damn it. Voiam să intru pe community. Cum dau eu save? A jucat cineva jocul ăsta? Are idee dacă există un quick save? Cred că quick save-ul mi se pare cea mai tare funcție dintr-un joc ever. Și îmi plăcea foarte tare designer că avea chestia asta. Adică apăsai pe F5, bum, s-a salvat. Făceai ceva greșit, F6, te întorceai la loc. Dar nu cred că are. Dar nu știu ce face butonul ăsta de save, că nu poți să salvezi, dar mă rog. Ok, am presupun că ne cărăm de aici. Vine cineva? Who the fuck is that guy? Du-te, du-te, du-te! L-au răpit pe Gicu! Dai drumul lui Gicu! Ești bine? Habar n-am care e de al meu și care nu e. Come on. Cum ne va trage la de la volan și cum naiba l-am ratat? Interesant. Ah, ăsta era. Stai. Oh, ăsta. Ia zi, boss. Did you know someone's trying to shoot a goddamn movie out here? I saw some fucking limousine liberal barking orders at people out by the old radon mine. New character revealed. Guy Marvel. What? Ok, n-avem timp de filmat filme. Vrem să văd dacă are asta ceva la el. Da, are. Ok, hai să ne ducem la câinele ăla. Mai punem o dată ținta. Acolo era. Și hai să ne ducem. Îmi place cum e semnul pe jos, îți arată exact unde trebuie să te duci. Presupun că o să ne întâlnim și cu băieți răi. Așa era și pe Far Cry 3. Sau de puțin cam tare jocul. Oh, ne-am băgat pe străduță, ești nebun? Arată bine jocul. Uh-oh. Mă scuzați, băieți. N-avem timp de prosteală. Bă, se întâmplă multe lucruri ciudate aici. Uite-l pe Cheeseburger! Cheeseburger, hai la mine! Oh my god, nu! RIP Cheeseburger în chat, băieți! Nu, no, n-are nimic. Oh my god, era să fac accident. Ok, nu știu cine va încerca asta să-mi zică, dar eu mă duc la câine. Mă duc după cuțu. Cult Outpost. Once a cult outpost is liberated, you will gain access to new missions and shops. Cult outposts can have up to 3 alarms if you get detected before disabling them. Enemy reinforcements will be called. Se pare că avem nevoie de arme silențioase. Și nu avem la momentul de față. Ok. Hai la fermă. Adică sper că pot să fac misiunea de aici. Era pe undeva. Cine naiba mă vede? A prins ceva nemernicul. Hai să sărim așa pe el fără să se aștepte.
Kokobo! I'll pay it forward. Thank you. Să trăiești, domniță. The cult's been rounding up all the dogs in the county and sending them north. I tried calling Ray Ray to warn her, but she won't pick up. Okay. Congratulations! You completed your first challenge. Complete more challenges to unlock more perk points. Ok, vreau mai multe arme să car. Vreau să car multe arme. Perk, am două. Total kills. Ok, astea sunt challenge-urile. Aici, perks. Perfect. Perks unlock new gadgets and abilities and let you upgrade your inventory. Super. Cum n-ai deblochez arma aia? Parașută. Oh my god. Ok, pot să pescuiesc, ești nebun la cap? Are cineva idee care e porcul care mă lasă să port mai multe arme? Probabil nu o să pot să-l deblochez la bun început. Carry more handgun ammo and melee weapons. Nu melee weapons. Carry more SMG and shotgun ammo. Carry more normal arrows. Nu muniție vreau. Carry a fourth weapon of any type. Of any type in your weapon wheel. Nu. A, uite-mă, asta e. Cred că asta ne trebuie, nu? A third weapon? Sau a second weapon? Close combat mastery. Interesant. Nu se vede? Ba, se vede. Zicea cineva pe chat. Da, mă uit aici la parcurs să văd. Unlock the parachute. Deploy it by holding space while you are falling. Interesant. You can swim faster and hold your breath under water longer. Ok. Presupun că mă interesează asta și vom vedea pe parcurs. Mai avem un punct. Hai să luăm și parașuta, că parașuta pare importantă. E a treia. Vezi că trebuie mai încolo să... Așa, după aia să te... Ok. Nu trebuie să-mi zici ce se întâmplă în viitoarele emisiuni. Adică nu mă ajut cu nimic decât îmi dai spoilere. Ceea ce nu e foarte distractiv să dai spoilere. Poți să pleznesc chestia aia? No! Ok, deci unde era... Oh, asta e? Boomer? Vrum, vrum. Oh, în spate. Am înțeles, hai să mergem. Să vedem prima noastră misiune. Ok, dacă sunt porci ăștia, dar sunt dovleci. Oh, sunt băieți răi aici. Oh, așa salvăm câinele? Păcat că n-am arcul ăla sau armă silențioasă. Mamă, dacă le arunc o bombă... Sunt tare curios ce se întâmplă. Asta e un pic. Carne. Bow! Poftim? Ok, calmează-te. Doamne, cum a zburat ăla. Mereu uit că pot să le dau cu lopata în cap. Cine e un băiat bun? Tu ești un băiat bun, Reed. Cult orders, this dog's a champion. Send it to our stronghold across the street and have it shipped north. Oh, vor să livreze câinele, am înțeles. Era cumva cineva la volan? No. Cineva se aude. Nu vreau pumnul gol, vreau lopata. Man's best friend, story mission. Aaaa. Cuțu drăguț. Pet boomer.
Ok, acum suntem prieteni? Presupun că suntem prieteni? Specialists, are guns for hire or fangs for hire available after completing their mission? They are more powerful and have their abilities available at start. Am înțeles. Și cum îl controlez pe cuțu? Mission completed. Available as fangs for hire. Unassigned. Will tag all enemies nearby. Asta e just a maker. Retriever. Will sometimes fetch a weapon after an attack. Opa. Mi-ar plăcea un... Cum ne-a bănat murit ăla? Asta e tare. Unde ne-a sunt ceilalți? A, uite aici. Mi-ar plăcea un attachment la armă, știi? Adică mă cam încurcă când trag așa. Mi-ar plăcea un red dot sight, ca în PUBG, dacă știți la ce mă refer. Sau ceva care să mă ajute să... Înțelegeți? Să trag mai ușor. Buy and customize ATVs, cars and trucks here. Ryan, if you're reading this, then you followed mommy's plan just like we practiced. That's my boy. Ok. Nu ne trebuie pistolul. Uite bă ce sare el, nebunul gardul. Ok, e un câine drăguț. E un băiat bun. Mă interesează să mă duc în inventar și să văd dacă pot să upgradez arme. Inventory? Unde n-ai băi arma mea? De ce am chei? Perks, roaster, jurnal, hartă, online, character customization, nah. Hai să vedem ce n-ai băi asta. Jurnal. Fall's End. Oh, asta îmi zice el să fac, misiunea aceasta. Ok. Am putea să o facem, presupun. Hai să vedem unde e. Unde? Ah, aici e garajul. Asta e să mă mai uit o dată. O să intru pe geam? Da. Asta era? Sau care n-a? Ah, de aici. Shops are available to buy and customize weapons, refill ammo, sell loot and more. New weapons are unlocked as you build the resistance in each region, ok. Make money by completing side missions. Ok, am înțeles. Shop. God damn. Îți cumperi mașini? Asta e o mașină bună pentru co-op. Cine a zis că faci grătar aici? Dacă îl vei pe Gicu, du-te de unde l-ai luat pe Boomer și uite-te mai jos. Ok. O secundă, deci mașini am văzut. Ammo, items. O, păi să-mi cumpăr armură. Grenăzi. Salut. Silver bars. Înțeles. Recommended. Nu vreau să... Băgăm bani. Nu poți să-ți cumperi arme? Asta e ciudat. Ammo ca să dai refill. No. Ok. Ziceai tu să intru la... nu Outpost Master. Nu mai știu unde am dat adineauri. Rooster... Aha, dar nu e Gicu aici. Vreau să spun că fiecare face câte ceva diferit. Asta e cheeseburger. Ah, de el ziceați voi. Will exercise his right to attack. Will draw focus during combat. Interesant. Deci cursul ăsta atrage atenția inamicilor. Deci l-am pierdut pe Gicu, ha? Bun, hai să facem o misiune atunci ca să nu mă mai învârt degeaba pe aici. Sunt curios dacă urcă cu mine pe ATV, câinele. What? De unde n-ai mai apărut?
Ok, preso. Nu zic că mi-am omorât câinele. Nu, nu l-am omorât. Cuțu, urci. Nu zic că merge cu mine câinele, ești nebun? Ah, nu știu dacă încape, presupun că nu. Presupun că se spawnează după mine, corect? Bun, hai să ne ducem, deci la un kilometru și ceva, ha? Unde? Aici e. Pe cine vrem să batem primul? Sau nu știu cum să facem. Deci, asta am completat-o pe toată. Asta e 650 dintre 1300. Oh, deci noi am început de aici, că e câinele, corect. Că era în zona asta, ne-am observat. Aici ce? Unde e cheeseburger? În ce zona e el? Oh, ăsta e cheeseburger, nu? Fata, vreți cu fata să facem prima dată? Jacob? Oh my god, toată lumea zice altceva. Apar n-am. Să continuăm de aici odată că am început, adică avem 600 deja. Unul din 3 specialists recruited. 52 de misiuni complete. Complete. Fetița, cheeseburger, Jacob, fata. Nimeni nu zice de John. Yikes. Apar n-am. Continuă aici, că tot am început. Și avem și câinele. Clutch Nixon. Fall's End. E ceva de mers. Ce n-ai va fi asta? Jacob. Dar de ce ziceți Jacob? Hai să facem o misiune aici și vom vedea după aia. Vedem. Hai să vedem cum e într-o misiune măcar. De ce ne-a s-o oprit? Oh my god, câți băieți răi sunt pe aici. Nice. Nu o mă prind aici, nebun. Da, câinele a dispărut, cred că se... Ia uite încă alergă după noi. Nu, no, e că se spawneze la noi după aia. Oh my god, câinele ăsta e nebun. Încă alergă după noi. Hai să luăm mașina, sunt curios dacă se urcă cu noi câinele. Că acum e mare, se poate urca în spate. Nu, Switch seats. Coțu. Nu vrei? Căprioare. Urcă-te în spate. Avar n-am. Bă, puteai să ai o mașină cu remorcă. Uite că am o mașină cu remorcă. Tu cine mai ești? E distractiv jocul. E ceva cu verde pe acolo. Ce naiba era la un porc mort? Pardon. Oare nu mai urmărește câinele? Nu, cred că alea ta viteză, ești nebun. Bun. Sunt tare curios să vedem ce facem la misiunea asta. Și ce naiba ascult Trinitas? Ia, dacă dau autodrive? Aaaa, conduce încet. Autodrive on. Are așa un vibe de Far Cry 3. Bă, l-am salvat, ce să zici? Cred că l-am salvat, nu? Civilian rescued. Putem să stăm în mijlocul drumului. Ok. Doamne, nebun, câinele ăsta aleargă. N-are nici în stres. Cine e un băiat bun? Ok. Văd că vrei să faci exerciții, să alergi. Nu vrei să fii cu noi? În mașinuță. Bun. Hai să ne continuăm drumul. Deci, e bine să-i recrutezi pe ăștia. Asta e ideea. Yikes. Bă, nu dau-mi câinele meu. Wow. Nu! Eu am vrut să-l salvez pe ăla, idiotule.
Eu am făcut tot asta ca să-l salvez și apoi a venit ăsta cu tirul și l-a călcat. Do not kill innocent civilians? Nu era inocent? A murit un om. Ești bine? Ah, damn it. Ok. Ok, să ne continuăm. Drumul. Dacă ne oprim așa mereu până la misiune să dureze ceva. Pardon. Mă scuzi. Mai Rafa, ce mai zici? Băi, nu mai zic prea multe. Uite-l, bă, cheeseburger! Încă o căprioară sau ceva? Ia, mă bucur că am făcut live stream cu jocul ăsta, că e decent, nu e rău. Deschide remorca la mașină și câinele se va urca? Cuțu, vină un coace! Cum ai va deschis spatele? Nu cred că ai cum. Ai cum? Oh, este. Nu, ce naiba? Cum naiba? Stai o secundă. Nu, exit. Deci poți să dai drumul la frâne, ești nebun? Release brakes. Ce mașini au ăștia? Dar nu cred că ai cum să desfaci spatele, corect? Auto drive, handbrake. Bun. Credeam că e chiar așa, dar nu e. Pe tu merge când ești la volan. Pe tu e trouble, vrei să-mi mor câinele? Ei! Misiunea era în spate. Oh my god, ok, sunt cam mulți băieți răi. Hai să punem mașina așa. Yikes, sunt pe moarte. Ok, nu m-am așteptat să fie ația. O, e mișto câinele ăsta, că ne arată inamicii. Holy shit, ce bă aici? Acolo era. Alt medkit. Fugi! Jesus. Am tras fix pe el, cum naiba nu moare? Ok. Abia aștept să schimbăm arma asta. Sau să-i punem un attachment. Ok, nu mă așteptam să fie chiar așa mulți inamici. They're calling air support. Loot. Nu-i văd. Care ești, boss? E o vâslă. Trebuie să reînviem pe ăștia, probabil. Adevărul e așa, e că nu... Eu credeam că mi-i selectează automat pe toți, dar nu erau selectați. Yikes. Ok. Trebuie să mă bag puțin mai tactic. Nu merge să mă bag așa direct pe mijloc. Sunt curios ce se va întâmpla acum. De unde mă dă? John Seed. A, mă dă fix de aici. Bă, dar sunt prea mulți inamici. Hai să ne oprim așa. Și să analizăm puțin înainte. Mamă, ce aici, ești nebun. Să ne ducem într-o parte. Asta e toată chestia, să-i tăguiesc. Pentru că dacă știu unde e fiecare, e simplu. Boomer. Era unul și pe casă. Okay, putem să intrăm pe aici? Nu. Ocolim. Nu știu dacă îi va ataca câinele. Sper că nu. Mamă, ce aici, ești nebun. Ar fi mers perfect o armă silențioasă. Nu! Nu ataca încă. Oh,
Acolo e bosulica. Ok, hai să mai ocolim puțin. Trecem pe la biserică. Și îl luăm pe bosulica ăsta de aici. Asta. Ok. E decent, e decent. Îl salvăm pe ăla, intrăm în biserică. O, mi se reface viața. De ce nu mi-am dat medkit-ul? Cred că omor câinele sau ceva. Mă încurc atât de tare ținta asta. Cu avioane, cu nebuneli. Oh, asta era. Ridică-te, cuțu! Deci eu pot să review câinele și el pe mine. Perfect. Nu-l văd pe ăsta unde e. Un sniper. Habar n-am dacă duce arma mea până acolo. Bă, e careva pe biserică? Ia urcă boz repede aici. Nope. Avionul ăla era. Ok. Nice wall hacks. Ok, mersi. Hai să... A tras cineva de acolo în mine? Hai să salvăm pe tanti. Ridică-te. Wow! Oh, aici e unde cade bombița. Rocket launcher? Asta va fi distractiv. Unde n-ai băi avionul ăla? Câinele în viață. Aaa, se duce greu. Până îl diclesc eu. Na, e imposibil. A și dispărut, ești nebun? Abar n-am dacă l-am nimerit! L-am luat, ești nebun, de cine zicea să folosesc machine gun-ul? Ai de gând să termin tot jocul astăzi? Nici nu se poate așa ceva, jocul are undeva la 20 de ore de gameplay, dacă aș face doar misiunile. Easy, boys, GG în chat. Știu că e puțin cam haotic. Mai ales că... abia am apucat de joc, nici nu am cine știe ce arme. Arma asta e super stupidă că nu are attachment și nu văd nimic când dau click dreapta. Deci ăsta a fost un outpost ceva mai mare, cred. Sau ceva în genul. Credeam că are cutii de pizza acolo, nu știu ce. De fapt are 6 ore de joc? Nu, are mai mult. Cum să aibă 6 ore de joc un joc de 50 de euro sau cât costă? Faci weekend-ul cu jocul horror? Da, pentru weekend-ul ăsta o să caut ceva să jucăm horror, că data trecută nu am jucat. De ce ai scris Far Cry? La mișto.
know you're looking for your people. But the truth is, you ain't the only one in need of help. Deci pe ăștia doi am salvat noi adineauri. Pe femeia asta și pe ăla din stradă. What do you say? Poți să cumperi o lunetă la armă. Da, dar nu știu de unde. Poate mai încolo sau? Ok. Are cineva idee în ce an se petrece acțiunea jocului? Nice, dar trebuie să-mi iau arma la loc, am schimbat-o cu rocket launcher-ul. Cred că era un minigun pe aici pe undeva, cred că în mașină sau nu știu. Fighter, civilians are available to be hired. Once hired, they join your roster and are automatically assigned to your squad. Acquire the leadership perk to assign a second gun for hire in your squad. Ooh. Unseles. Safes. Open safes by using remote explosive. Acquire the lockpicking or repair torch perk to open safes without remote. Ok. Vrea cineva pizza, băieți? 1956 2009-2010. În oraș este un shop, acolo poți să-ți lui arme. Ok. Launcher ammo. Dar nu vreau prostia asta. Asta am luat doar pentru misiune. Loot. Deci trebuie să fie un shop pe aici, ha? Hai să vedem. Poate aici? General Store. Nah. General... Oh, aici? Shop. Weapons. Nice. Ooh, nice, nice, nice. $2000? Da, mi-ar trebui. Or să pun un attachment. Toggle details, customize. Swap. Am cumpărat-o cumva? Nu. Oh, da! Da, 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 da. Ia stai puțin, deci... Stai, stai, oh, am schimbat-o. Ok, deci o aveam deja și o pot lua. Ok. Nice, nice, nice. Nu o să luăm arma asta, o să luăm pe asta momentan. Dar vreau să-i punem... Dar ne costă 500 și nu avem chiar așa mulți bani. Asta m-ar interesa însă. Deci avem pe astea 3, ha? Reflex sight. Marks targets quickly and improves accuracy. Quicker target acquisition and improves accuracy. The red dot is the bullseye and the world is a dartboard. Băi, lasă-mă. Optical sight. Ăsta ne dă mai multă acuratețe, dar ne scade handling-ul. Ce ne vei handling? Ce zice să luăm? Red dot sau optical sight? Asta e foarte scump, optical sight-ul. Are cineva idee care ar fi mai bun? Rafa, mai faci jocuri cu Rusty Lake? Rusty Lake cu puzzle-uri? Nu mai sunt. Mai sunt unele din seria de Rusty Lake, dar destul de vechi. Red dot? Ăla mai scump. Mulți ziceți Red Dot. Hai să luăm Red Dot atunci. Red Dot. Bun. Mama, acum rup, ești nebun dacă e bun. Cuțu, dă-mi voie, te rog. Cu totul altceva, ești nebun. Abia aștept să văd cum trag cu arma asta. Ham, ham, ham. Bă, dar repede s-am prietenit câinele ăsta cu noi. L-am ajutat să scape și gata. Bun, hai să vedem. Deci am făcut misiunea asta aici destul de bine. Vreau să mă uit la perk-uri. Deci nu am niciun perk. Corect? Zero. Ok. Nu avem nimic de spus în privință cu acest lucru. Hai să vedem în biserică ce zice asta. Apasă pe rotița de la mousepad pentru remorcă.
Ok, voi mă păcăliți cu toate chestiile astea, îmi face Stroll. Hai să vedem ce zice asta. Le intră peste tot. As you can see, John Seed's making a lot of people suffer right now, and quite frankly, I can't keep up. These people need me. They're my responsibility now. But that just means keeping tabs on the resistance has been that much harder. When you get a chance, head out east and check on our people at the Woods and Pig Farm. I haven't heard back from them in a couple of days, and that worries me. We can't afford to lose a single one of our fighters. Am înțeles. Story mission. Vreau să văd în primul rând care sunt misiunile principale și care sunt secundare. Pot să văd? Jurnal, story mission, side mission. Mamă, câte story mission avem. Ah, astea le-am făcut deja, ok. Hai să mergem aici, presupun. La pig farm. Ok. Hai să ne urcăm. Și unde ne ducem mai exact? Destul de departe. Nu e chiar așa uriașă mapa? În baza, e destul de mare. Autodrive. Îmi place când merge singur. Merge destul de repede jur. Deci să facem bani ca să, să ne luăm arme, chestii. Ce-am ratat? Nimic nu ai ratat. Care, ce este logica jocului? Ce trebuie să faci? Ideea e că tu ai venit aici să-l arestezi pe... Cum nu mai știu cum îl chema pe tipul ăsta principal? Ceva cu Seed sau cum îl chema? Unde, nici nu, că nu știu unde pot să văd, mă. Stai, că mi-a părea aici, când dădeam zoom, parcă. Stai, unde era? Uite, mi-a păruse. Center. Space. Oh. Ok. Joseph Seed. Ala era? Jacob, Jose, John? Oh, deci Joseph Seed e numele tipului răufăcătorului. Deci nu ne-am dus la tipul ăsta să-l arestăm, n-am reușit să-l arestăm și acum tipul ăla ne-a furat prietenii și frații lui, surorile sau cine mai sunt pe aici, au captivat câte, au captiv, să zic așa, câte unul din prietenii noștri. Trebuie să-i omorâm pe ăștia ca să ne luăm prietenii la loc și după aia cred că la final l-omorâm pe ăla sau cine știe. Dacă nu mai vezi blog de la Nightbot, nu mai scrieți cu litere mari. Cred că George spamează mesajul ăsta de 30 de minute încoace. Așa e, dar nu-ți iei bloc de la Nightbot, îți dă timeout doar 5 secunde. Fii atât la câine ăsta ce alergă alături de noi. Da, trebuie să omori chestii, să... Ok. Oh. Deci tu trebuie să-ți faci o... să-ți mărești armata oarecum. Să ajuți civilii ăștia sau oamenii care au probleme... care sunt captivi, de exemplu, în mașina astuia. At. Bă, fuge maș... Holy fuck, glumești? Ia, nu vreau să-mi dau medkit-ul, vreau să văd dacă mi se reface viața. Cât de mult se reface mai exact. Cine va să... Oh, a detectat câinele ceva aici. Atacă-l! Boomer! Nice! Ok. Unde ne era mașina aia? Și noi cu cât ne mărim mai armata mai mult, cu atât deblocăm diferite chestii. Asemănător cu Far Cry 3, dacă l-ai jucat. Unde e mașina aia, Duba? Are cineva idee? A dispărut? Habar n-am, n-o diclesc. Uite-l pe ăsta face drift. Ata trebuie să încalci câinele. Că ai mari probleme. E un joc decent. Până acum îmi place. Nu e genial? E ok. Bun. Pune un nume câinelui, pot? Nu știu dacă pot. Gen, să-i dai oficial un nume? Cred că își păstrează numele lui. Hai să dăm E, Roaster, Unassign, dar nu cred, The Good Boy, ok, îl cheamă Boomer, băiatul bun, ok, toți câinii sunt niște băieți buni. Bun,
Mergem acolo să vedem ce se întâmplă. Ești cel mai tare și vreau să faci episoade în continuare. Îți mulțumesc pentru susținere. Dar unde ne ducem? De ce mergem pe aici? De ce nu ne ducem așa? E cumva o cale ferată aia? Nu e. Stai un pic să ne întoarcem. De ce nu fac stânga aici? O, merge mult mai repede când merg eu manual. Claxonăm, n-avem nicio treabă. Aparte. Oh, come on. Bă, da, sunt așa prostovani ăștia. Pe bune? Nu! Dă-ți medkit-ul! Ok, chiar trebuie să mă dau jos la voi. Cum ne mă nu moare ăla? Boomer, mușcă-l! Hai să-l punem pe Boomer să-l omoare pe ăla. Du-te! Du-te după el! Și eu cum mai fac rost de medkit-uri? Asta e întrebarea mea. Fii atent ce-l aleargă! Ai de cap, vreau să luăm o mașină, presupun. Pentru că le e mai ușor să mă nimerească de pe... acela TV. La omorâm, până la urmă. L-a prins câinele. Da, bă, ești nebun. Să dai și civilul jos. Hai să luăm mașina asta, să zic dacă e mai rapidă. Boomer! Unde ne-ai luat omorât pe ăla? Abar n-am unde a dispărut. Ei, mulțumesc pentru mașină. Pardon. Mulțumesc pentru mașină. Hai, mă. Alte animale. Mamă, cât de repede merge. De ce neva schimbi radioul de pe parantezele pătrate? Nu, cred că se mai ține câinele după noi. Mergem prea repede. Opa. Se pare că tipul ăsta are nevoie de ajutor. Gata. Oh, come on. Bă, a venit direct câinele. Stai care și asta un câine. Câinele meu e mai tare decât... Cred că glumești. Aproape m-a omorât. Nu vreau să folosesc medkit. Văd că mi se reface viața singură, ceea ce e șmecher. Nu fura mașina. Nu! Bă! Eu te salvez și tu fură mașina. Hai de capul meu. Bă, cum? Cum se poate așa ceva? Eu l-am salvat și el îmi fură mașina. God damn it. N-am vrut neapărat să-l omor, că... pe ce că l-am salvat. S-a dispărut din mașină și ne-a făcut. Bă, și mergea așa repede mașina aia. M-a mâncat ăsta cu Trinitas. Schimbă. God damn it. Nu știu ce le va avea asta în mașină. Nu știu exact unde trebuie să ne ducem. Trebuie să fac dreapta aici? Da, trebuie să fac dreapta. Aici chiar nu mai văd în spate ca să trag cu pistolul. Ce nemernici, ce nemernici. Aproape facem și noi 8000 de like-uri, băieți. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată. Uite-l pe cheeseburger! Oh my god! Nu era cheeseburger. Ok. Habar n-am care trage după mine. Oh my god. Pardon. Bă, dar voi chiar sunteți nemernici. Vreau să dau un pumn în capă să ia. Boing. Perfect. Deci țineți minte, dacă mor și câinele nu e mort, mă poate reînvia câinele. Deci mă poate ajuta în ideea asta. Te întreb, tu vei face o serie cu Marvel Spider-Man pe PS4?
Rămân fără voce. Nu, nu cred că voi face. Nu-mi plac jocurile pe consolă în care trebuie să mă mișc eu, în care nu am mouse, practic. Deci jocurile de genul ăla nu prea îmi plac. Oh my god, derapează mașina. Oh my god. Deci dacă ne depistează, ăștia vor omorâ ostaticii. Nașpa. Nu știu cât sunt, aia e chestia. Rafa m-a întrebat pe educatoarea mea ce înseamnă cioacă și nu a vrut să-mi zică. Ce înseamnă, Rafa? De căutare pe Google. Trebuie să-mi pun niște apă și am un bidon gigantic, așa că o să dau mut la facecam. Pentru că nu vreau să-mi vedeți bidonul gigantic. That's what she said. Așa că dați-mi un moment să pun niște apă. Zgoate lopata! Ai dreptate, mereu uiți să folosesc lopata. Sper să nu vărs apă pe tastatură. Nu, eu am vărsat niciodată apă pe tastatură. Ba da, am vărsat odată. Eram într-un match de... Oh my god, cum se numea jocul ăla de la Ubisoft? For Honor, eram într-un match de For Honor, nu filmam. Și... Oh my god. Eram cu sticla asta. Aveam capacul dat jos, era doar sticla. Și mă grăbeam să revin la meci după ce am pus apă și am dat cu palma așa. Pum! Și s-a vărsat pe toată tastatura. Nu mai știu dacă s-a stricat sau nu. Ok, vă mulțumesc pentru că m-ați așteptat să-mi pun apă. Haideți să continuăm. Așa, zicea cineva să dau cu lopata. Pus, s-a făcut și zi, ești nebun cât timp am la pauză. Asta e chestia. Mi-e dor de mecanica aia din Assassin's Creed, când aveai vulturele alea deasupra și vedea toți inamicii. M-au obișnuit prea tare. Aici, dacă nu îi depistezi pe toți, e complicat. Deci vedeți că poți să ai doi. Oare poți să am și, poți să am și câinele și pe cheeseburger? Și ursul? Pe G și H? Sper să nu atace câinele. Ok, câine, stai aici. Nu avem nevoie de tine momentan. Stai să vedem. Deci vreau... Unu e arma, doi e pistolul. Doi nu e pistolul. De ce? Patru e pistolul. Cinci e grenada, șase și... Wait, what? Au, doi și trei sunt armele principale. Cinciu e... Au, cinciu e lopata. Ok, perfect. Știți ceva? Ar trebui să dau eu... Să pun facecam-ul ceva în genul ăsta. Știți ce-s de asta? Mănâncă fruntea. Sunt răspândiți, deci va fi oarecum ușor să-i depistăm. O, Doamne, cine va face ăla acolo? Deci dacă... Ăla de afară l-a alertat pe ăsta. El omora ostaticii. Mamă, ce lopată i-am dat. Îți imaginezi să-ți iei o lopată de-aia pe scăfărlie? Vine ăsta. Oh my god, mai e unul afară. N-am vrut să... Vreau să arunc lopata. O, pe click dreapta. Aia a trebuit să doară. Și mai e o lopata la loc? Habar n-am. Ei! Păi e mai bună lopata decât arma, ești nebun? Cred că au murit ceilalți, sau? Unde neva sunt? Orci. Boomer. Ce neva e aici? Nooo! Vrei să spui că au murit ceilalți?
Cred că era să-l omor pe ăla care dădea foc primul. Habar n-am. Ah, nu mă uit la aici, bă, dar sunt prostovan rău de tot. Yikes. Era al meu, nu? Scuze, m-am speriat. N-are nimic. Ah, damn, ce te trage în mine? Care să mor pe casă? Deci ăștia sunt ai mei. Ok. Îi nimerez mult mai ușor acum. Deci am salvat doar 2 din 3? A, uite-l și pe ăsta aici. Boing. Easy. Te jos cu player adevărat? Nu, nu, nu. Oare era cineva aici? Nu, nu era nimeni. Hai să-mi completam misiunea. Wow, cine mi-e sensibilitatea asta? Ce s-a întâmplat? E rănit câinele sau ce are? Ah, nu, doar stă pe loc. New weapons unlocked in shop. Opa, mi-ați adus și o mașină, mulțumesc. Bun. Destroy John's trucks in the north? Iar ăștia. Bă, dar sunt peste tot. Gata, uite ce frumos. Chiar i-al... au fost livrați aici băieții noștri. Gata, boss. Civilian freed. Presupun că se merită să faci și misiuni opționale. Pentru că faci jos de bani și chestii trestii, am și speriat. Chrissy 24 cu donații de 2 dolari. Rafa, la ce frizer te tunzi? Dacă intri pe... cred că găsești în descriere link către profilul meu de Facebook. Am acolo niște poze. Îți vezi? Mă doar ochii de la senzivitate. Da, se mișcă destul de repede. Ia stai să vedem. Mulțumesc pentru donații de 2 dolari. Vreau să mă la misiuni. La jurnal... deci side mission. Să continuăm cu misiunile principale. Nu știu dacă vreau să... habar n-am. Cred că o să fac off-camera misiunile secundare și on-camera doar misiunile principale. Ce ziceți de asta? Fortnite nu joci? Nah. Rafa, educatoarea mea, după ce te-a văzut, a zis că vrea să vorbească cu tine despre cioacă. Ok, Ionuț. Ok. Hai să ne cărăm de aici. Văd că mi-a scăzut puțin frame-urile în zona aia, cred că era de la foc sau ceva. Rafa, de-abia aștept să vină vacanța de vară. Da, se poate spune și așa. Băieți, ce faceți pe aici? Cred că e un outpost ăsta. Sau nu? Ba da, ba da, uite-l pe ăla acolo. Mi-a tras! What the fuck? Ce are bă, ăsta ești nebun și nu mai am medkit-uri la mine. Ia că vine câinele acum. Mamă, de unde vine? Am uitat că am lăsat câinele într-un anume loc, de-aia nu venea după noi. Vino, Boomer, ajută-mă! Story mission. Stai puțin că vreau să se distreze Boomer cu ăsta. Bă, da, aleargă, nu glumă, are armură? Da, probabil. Nu vreau să-l omor, dar ce iese verde din el? Boomer, nu e acolo! Așa, du-te, du-te! Lasă dacă poți să-i dau takedown.
Îi fac Batista bomb, ce n-ai fac? Ah, damn, tipul ăsta era... Avem niște inamici pe acolo. Tipul ăsta era badass. Și ce era aici, că n-am înțeles? Silo. Ok, și care-i faza cu Silo? De ce are... o iconiță? Pot să fac ceva aici sau care-i? Merge să-l explodezi? De ce? Sunt curios cum îl explodezi. Cred că ne trebuie ceva mare. Ia, hai să vedem. Noi ce mai aici? Și avem pe 8 o grenadă. Da. Nope. Ne trebuie ceva, un... o bazooka ceva. Gas can? Habar n-am, hai să ne cărăm de aici. Era așa ca idee. Bun. Ah, e ceva de mers. Ne băgăm aici prin flori. Wow, 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 wow. Nu, în apă. Nu cred că ne mai scoate autodrive-ul de aici. A, dar oricum ușor mă ăsta. Nici n-avem probleme. Pardon, pardon. Unde n-aveai drumul principal? La stânga. Pe unde mergeau aia de ne-am întâlnit cu ei, de fapt de i-am văzut adineauri. Că au trecut cu mașinile. Stop. Autodrive on. Merge și așa. Aaa, nu mai stă să luăm ori pe ăla. Boober, vino încoace. Elicopterul. Băi, lasă-mă. Reach the location. Bun, vezi că ai două puncte pentru abilități. Oh, da, hai să vedem. A văzut, bă, așa e. Așa este, avem perks. Cum îl deblochez pe ăsta? Trebuie 7 puncte? Cred că strâng 8 puncte ca să-mi iau o armă secundară, ce ziceți de asta? Unlock the previous perk level. Da. Cred că de-aia sunt numere deblocate. Gen, în jocul ăsta cred că toate sunt deblocate. Adică nu trebuie să-l deblochezi pe ăsta. Poți să-l deblochezi direct pe ăsta, știi? Nu trebuie să-l iei pe ăsta și apoi pe ăsta. Înțelegi la ce mă refer? Doar astea cu lacăt nu merg. Ce ne aveți aici? Help Zip at the Kupka Ranch. Și ce ne dă? Master Blaster. Ok. Da, o să strâng 7-8 puncte sau câte era nevoie. Pentru a treia armă. Cred că nu le trebuie să tragi. Nu știu sigur. Posibil, poate foarte multe gloanțe. De unde îmi iau eu medkit? Sau cum îl craftez? Asta chiar n-am înțeles. Se craftează medkit-ul sau ce naiba e? Ar trebui să ne oprim undeva să cumpărăm unul. Nu? Hai să ne uităm pe hartă. O să-mi dau fast travel, oare? Oh, merge! Ok, hai să dăm fast travel aici. Ne luăm un medkit și apoi ne ducem. Se cumpără. Ok. Păcat că nu poți să-l craftezi sau merge să-l craftezi. Aici era. General store. Items. E scump un medkit. Healthcare in a box. 250? Să am două, presupun. Și să țin mai bine de ele. Hai să furăm mașina asta de aici și să ne ducem. Ne ducem, ducem, ducem. Mamă, unde trebuie să ajungem acolo? Dar de ce? Vreau să fac în zona asta misiunile. Stai o secundă. Jurnal. Atunci mă uit pe hartă. Ce ne-ar mai interesa de pe aici? Nu aia. Poate la tipul ăsta? Cred că așa. Damn it, hello? Ia uzi mă ce melodie avem.
Presupun că o să batem boss-ul ăsta prima dată. Ora face părere de simularea de bug din clasa 12-a. Eu am luat 7 și puțin la ea și mie că nu pot să ajung la 8 și ceva în vară. Sunt la Mate Info. În general, simulările sunt mai grele ca bacul. Adică eu am luat 2 la simularea la matematică. Și apoi am luat 8 și ceva parcă am luat la... Da, 8 și ceva am luat la mate la bac. A, bine, eu am luat 2 că nu învățam nimic. Dar... dacă înveți, face exerciții, chestii, trestii, n-ar trebui să fie greu. Oricum, bacul devine în ce în ce mai ușor. Unde trebuie să mă duc? Stai să zic, de ce a oprit, boss? Drept în față? Am ajuns, sau? Nu, stai, ce? E greu să mă duc aici. Aha. Ok. Aici? Ah, nu-mi zic, iar sunt 1 miliard de oameni! Nu! Holy shit, ce naiba e aici? Hai să fugim ca să nu dăm medkit-ul pentru că e destul de important. Cum naiba nu-i omor? Na, sunt ca și mort. Liniște. E ca murit câinele. A, nu n-a murit. Îl trag în coace ca să nu... Nu, să nu-mi omoare cuțu prețios. Wow! Aia a fost aproape. Cum neva nu l-am nimerit? Holy! Aia e boss de ăla. Trebuie să-i dau takedown. Aha. Batista bomb. Nu mai vrea. Bun. În primul rând mă enervează că nu vreau misiunea aia să fac. Vreau să fac altceva. Jurnal. On track. Mă duc după ăsta să văd aici ce naiba e. Liberate hostages in Holland Valley. Location discovered. Oh, nu cred că sunt inamici aici. Dar cum ați cineva după mine? Sinner. E cineva acasă? Nope. Se pare că nu. Și te atrag după mine, ești nebun? A, ăia sunt. Am înțeles, am înțeles. Hai că rezolvăm acum, băieți. Ia să ne urcăm aici. Îmi place că urcă repede pe scară. Cine-i băiat? Bă, dar au venit ăștia, nu glumă. Nu dă așa mult damage arma asta, presupun. Cine n-ai bat? Trag ăștia. Aha. Hai să chemăm și câinele. Gata. Cred că trebuie să-l ajut pe ăsta de dedesubt sau care-i faza? Mușcă-l, boomer! At. Man, I've had enough. A, e ăla acolo. Ia du-te și latră puțin la dânsul. Cred că ursul îi omoară mult mai repede. Ia-l omoară? A omorât, băi, ești nebun? Tu care mai ești, boss? Aici ce rămâne ăsta de nu găseam eu? Oh, trage în mine. We're fucking trapped! God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Please, my family needs your help. My family. I'm sorry.
I don't like getting emotional. Okay. Name's Nick, by the way. What is it? You know a bad animal? If I know the cult, they've taken my plane to John Seed's range. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Hai să-l ajutăm atunci. Hai să vedem. Deci, Rich John Seed's Ranch. Bun, hai să luăm o mașină și să ne ducem în acea direcție. Îmi spune ceva cum descarc PUBG Mobile. Intri pe Google Play sau pe iOS Store sau cum se numește și scrii PUBG Mobile și aia e. Nu e mare chestie, m-am jucat și eu PUBG Mobile și e destul de șmecher. Dar ce că te dă cu boți. Ok. Gata treaba. Ce că te dă cu boți la început. Aba n-am, am câștigat primul meu match serios. Oh my god, deschis ca la Hollywood. Numai că e cu yes. Ce troli. Stai să vedem încotro trebuie să ne ducem. Trebuie să facem stânga aici și să urmăm drumul. Am înțeles. Nu, aici, pe stânga. Prima la stânga. Asta? Da, da, da. Deci nu cred că ne întâlnim cu bossul ăsta care are zona. John's Region. Yes. Bă, dar peste tot scrie yes. Hai că facem dreapta. Yes! M-au văzut băieții. Nici nu știu să mă opresc aici. Se numește App Store. Ai, ai, App Store, nu iOS Store. Ce vrei, acum n-am mai avut un iPhone de mult timp. Am avut ăla 6-le parcă. iPhone 6 după aia m-am schimbat nouă. I-am pierdut interesul în iPhone. iPhone. Deci trebuie să începem acolo, mamă. Parcă văd că sunt un miliard de oameni pe aici. Mușcă-l, mușcă-l! Oh my god! Am dat în câine! Băi, e mort! Credeam că trebuie să-l omor eu. Mamă, ce mi-ar plăcea o armă silențioasă. Stai să vedem, ne ascundem puțin aici și punem câinele pe el. Aici erai. Nice, nice, nice. Ok, aș vrea să urc pe acoperiș cumva. Stai să-mi dacă se poate. Da, 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 se poate. Adică văzusem scara aia, dar voiam prin altă parte. Nu știu dacă pot să le iau pe ăsta cu un pistol. Nu, bă, cu pistol. N-a auzit nimeni nimic. Și-a pornit, mă, muzica asta de Pokémon. Stai că mai era unul aici. Au pornit alarmele. Holy! De-aia nu am o armă silențioasă și mă enervează. O să mă uit de una după aia. Perfect, nu ai gloanțe? O să mă urc aici să iau ăstuia gloanțele. Coare naiba trage, mă. Sunt în depărtare nebunii ăștia. Liberate the cult outpost. Eu n-am venit pregătit pentru a ține inamici, dar mă rog. N-am destule gloanțe. Mm.
Presupun că e de loot automat sau ceva. Muri câinele. Și aș vrea să-l reînviu dacă s-ar putea. Ok, sunt mort. God damn it! I-am dat un glonț în capă lui și au auzit toți. Asta e problema. Dacă dau, dacă pornesc alarma aia, vin mult prea mulți. Ok. Du-te la shop și ia-ți un supresor. Nu știu dacă mai am bani, că mi-am luat medkit-ul ăla. Ia să vedem. Am $100! Cum să facem noi? Deci zice Rich Seeds Ranch și apoi cred că trebuie să... Find Nick's plane. Deci nu trebuie să luăm zona. Noi trebuie doar să găsim avionul, presupun. Hai să-mi dacă mă pot strecura. Am văzut pe acolo. E o scară aici și mi se pare că e o intrare pe deasupra. Asta e o țâră. Aha. Oh my god. N-aude nimeni? Perfect. Aia era, mă, nu trebuia să mă bat eu cu toți. Dar n-am deschis poarta. Deschide singură. Ok, presupun. What? Oh. Shit! Ce neva se întâmplă? Liberate the outpost. Cum ne va merge asta? Eu nu să știu, ce trebuie să apăs? Pe click stânga. Trag? Pe space? What? Fly! Fly the plane! Dă unde să știu cum zboară! Pitch back, forward, accelerate. Scria cumva undeva pe ecran că pe space zbori. Că accelerezi pe space. Scria nicăieri. Toggle bomber view. Machine gun, cycle weapons. Eu de unde n-ai să știu? Așa da. Mai zic și eu. Foarte ciudat că nu scria. Sau poate scria în stânga și sunt eu chiar și n-am văzut. Ah, bar, no. Ok. Hai că se conduce ușurel. Cine mai mă vede? Nu am zis că vine acum aici mici după mine în aer. Bă, zboară binișor ăsta, n-ai ce să-i zici. Ok. Am zis că pot să tragi pe click stânga, deci presupun că o să mă bat puțin cu băieții ăștia. Dacă va fi cazul. Stay low. Mamă, cât de ușor se lasă în jos. Eu apăsam pe W să merg avionul înainte și nu se întâmpla nimic. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Ca să faci bani, pune puncte pe undiță și te apuci de pescuit. Da, am o problemă în jocul ăsta cu banii, nu prea fac bani. Mi-ar prinde bine un guide de la ceva să mă învețe cum să fac bani ușor. Sau care sunt cele mai bune metode de a face bani în jocul ăsta? Pentru că te ajută foarte mult. Banii, că ți-ai arme și chestii, mașini. Dar o să fac multe misiuni opționale.
Deci dacă mai facem episoade live-uri cu jocul ăsta, cel mai bine e să facem alea principale pe live și opționale multe off-camera. Din opționale iau iteme, chestii, trestii și așa progresăm repede. Să vânezi, îți dă o grămadă de bani vânând. Da, habar n-am, vedeți, nu m-a introdus, n-a fost niciun tutorial, nici o misiune până acum ca să zică, bă, ăsta e vânatul și așa faci bani. După aia, ăsta e pescuitul și așa faci bani, știi? Poate le-a te învață în misiunile secundare. Dar, în general, cu jocurile astea care sunt noi, cum e Far Cry 5, sunt multe guide-uri pe YouTube, pe site-uri și găsești ușor, nu e problemă. Am luat Mega Knight. Ok. Ok. Mi-a zis multă lume să filmez de la Buga Buga de pe Roblox, dar nu-mi place jocul ăla. Nu prea mă încântă. Nu! Ok, ok, asta a fost aproape. Nu, mi se pare că ăsta merge pe apă, parcă avea picioarele alea. Da. Mai vine câinele după noi, băieți, ce naiba era aia? Hipopotam, ce naiba era? Long kiss goodbye. Ok. Deci YouTube-ul meu preferat, mereu ești calm și nu se enervează la jocuri. Hai cu 10 milioane de abonați. Oh, acum distrugem ăla. Nice. Bă, mă enervez și eu la jocuri, dar în general sunt mai calm așa de felul meu. Cel puțin așa vreau să fiu. Poate dau într-un copac cu o aripă și trebuie să le fac toată misiunea. Gloanțele cam infinite. Oh my god, nu văd. Ooh, nice. E cam ciudat că trebuie să țin apăsat space non-stop. Sau nu mai trebuie să țin apăsat? Abar n-am. Scrie yes pe munte? Da, cum e la Hollywood. Hollywood. Să știți că se vede binișor jocul. Și... îmi place ruta aceasta pe care au luat-o băieții de la Ubisoft. Și cu Assassin's Creed și cu Far Cry. L-am omorât și pe ăla. See you soon. Fly to Nix Air. Ah, ok. Adică, nu știu, parcă au mai avansat jocurile. Și Assassin's Creed și Far Cry 5. Dacă le-ar fi făcut tot la fel, franciza aceasta ar fi murit. Dar în același timp, nu vi se pare ciudat că fac atâtea jocuri? Ar trebui să vină cu un titlu nou sau ceva? Dar sunt decente, oricum. Land. Oh. Hold C to slow down and land. Nice. Oh, nu vreau să ne luăm zborul. Deci pe când ce tinești, nu pe S. Ce făcea ăla cu mâinile așa? Rafa, câți ani ai? 12 ani și ori am și eu. Are dinți. Grab on! You know, this is the first time in a long time I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Peggy's? Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? Jim, you coming? Yeah, I'm coming. I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy.
but I made a few modifications over the years. Jim, would you just hurry up? Eu că ne atacă, aia? Da, ne atacă. Vor avionul înapoi. Opa. I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Okay. Bro fist. Jim, you stay inside till I get back. Thumbs up. Ne-a dat un thumbs up, băieți. Hai să vedem. Credeam că se termină misiunea, dar nu se termină aici. Arma asta nu e așa bună. Nu știu. Sau poate e senzivitatea de vină? Habar n-am. Nu mă simt așa încrezător cu arma asta. Câinele unde n-ai, băie? Habar n-am. Îți apare și dunga aia cu alb când te vede un avion. Și te face confuz. A, în casă. Măi nemernicule. Stai mă că vreau să-i dau cu lopata. Unde e lopata? Hei! Opa! Oh god. Ok. Știam, eu moară câinele. Hai să dăm parte în parte. O să ai tu orice armă vrei, că mai tare decât lopata mea nu ești. Hai că faci unul și de gloanțe. Stai să dacă mai găsim ceva pe aici. Calmați-vă, bă, că strâng gloanțe. Și te ia de la spate. Ți-am dat eu voie să dai în câinele meu. Mai era unul pe aici, dar nu știu unde e. Nu. Oh! Mușcă-l! Nice. Sniper? Ok. Mai uite-l și pe ăla. Du-te după el. Cuțu! E rănit câinele sau ce are? Acolo ești, nemernicule. Am și eu un mini sniper. Oarecum. Oh, ăia sunt. Tot eu i-am omorat, a zis ăla că eu omoare el. Sare foarte mult ținta la arma asta, știi? Cred că asta e problema. Chiar dacă am acest red dot sight-o, ce n-ai fi, când trag, se clintește foarte mult arma. Wow, era să mă calce. Da, nu prea e bun ATV-ul, că eu mor imediat. De-aia, mamă, ce e acolo. I-am curățat pe băieți. Bă, oprește mașina, că îmi trebuia mie arma aia. Asta e un pic să încerc eu. Enter. Așa da. Nice. Tocmai acum am terminat că mă distram și-o cu arma. God damn it. Kim. Nick, your grandfather built this place. You really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I
talk about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black... Quem é gravida, né? You know them things ain't reliable. Nick. Si fa la faccia a lui. Oh, se iubesc. Inimii are în chat, băieți. Pentru iubirea dintre ei. Deci nu vor să se mute. Wing and the Prayer. Ia uite și pe cuțul al nostru. Bun, ia să vedem. Merge să-l vezi? Nu. Bă, misiunile astea nu-ți dau bani? Asta mi se pare ciudat. Wait, what? Nu mi-a dat niciun ban misiunea? Deci înseamnă că trebuie să faci niște activități speciale pentru... Ok. Eu cred că misiunile acestea... Ok, nu spamați foarte mult cu emoji-uri că n-ai bătut de timeout. Eu cred că trebuie să... Jocul poate să fie mult mai distractiv dacă ai armele necesare. Adică eu sunt sigur că puteam să-i omor pe toți aia de acolo de unde am luat avionul și să fur și avionul după aia dacă avem armele necesare. Niște arme bune, înțelegeți? Mai ales ceva silențios m-aș distra mult mai tare decât dacă îl împușc pe unul și apoi vin 50 de oameni, sună alarmele, mai vin încă 50 și tot așa. Nu prea e stilul meu. Dar până iau o armă mai silențioasă, oricum, e doar chestia de bani, de asemenea trebuie să ne schimbăm și arma, că arma asta nu e cine știe ce. Și așa era și Far Cry 3, Far Cry 3 a devenit mult mai șmecher odată ce mi-am luat armele necesare ca să pot să curăț outposturile. Se întrerupe, nu merge live-ul? Nu știu unde vă, dropped frames 0. Să meargă bine. O să oprim aici live-ul, însă cred că ajunge aproape o oră 50 și aproape 2 ore. Vreau de final de livestream o să fac public un episod, pentru că astăzi nu am pus niciun episod, deci dacă vreți să-l vedeți, o să las imediat link-ul în chat, pentru că de obicei nu se trimit notificările fix când îl fac public, deci dacă vreți să stați un minuțel să pun link-ul în chat, puteți să faceți acest lucru. Acum YouTube-ul cu notificările în momentul în care... RIP? De ce nu merge live-ul? Ia stai să văd. Ia stai să dau refresh. Abar n-a merge sau nu? Ia stai să dau refresh. Da, merge. N-are problema la live-ul. Ok. Da, o să fac videoclipul acesta public. Se numește Mă apuc de YouTube. Revizităm un joculeț foarte vechi. Abonații mai vechi cred că o să știți despre ce este vorba. Când oricum. O să vedeți jocul. O să iau link-ul și o să-l spamez în chat. Ia să văd. Oricum nu da, e link-ul bun. Nu, m-a scos de pe chat. La naiva. Da, deci acesta este videoclipul, îl spamez în chat în caz că vreți să... Mi s-a blocat și chat-ul, atât de tare am spamat. În caz că vreți să intrați tocmai ce l-am făcut public. Split Drain Surfers 8... Sparge urechile, Rafael. O să-l pun și în descrierea acestui videoclip, dacă reușesc. Far Cry 5. Ia să vedem dacă reușesc să-l pun. Edit video. O să-l punem sus de tot. Videoul de astăzi. Dacă dați refresh la live ar trebui să vă apară linkul. Zic asta pentru că de obicei când faci public un episod, YouTube-ul nu prea trimite notificări decât peste vreo 50 minute. Deci dacă îl fac acum public s-ar putea să nu aveți acces la el. O să citesc și câteva comentarii pe care le-ați lăsat aici, o să dau și niște inimioare. Nice, zice GMTZ Gaming. Ei, cel mai tare, ne zice Bianca, Just Rafa, salut, Andreiu, Ionut Solari, salut, salut, Gabriel, de minimioare aici, pentru cei care au lăsat comentarii la videoclip, mai las o dată link-ul și după aia, bă, am pierdut, așa, după aia încheiem și noi livestream-ul. Jocul este într-adevăr foarte tare, nu foarte tare, e decent spre bun, Far Cry 5, însă trebuie să joc mai mult off-camera ca să fac rost de bani, ca să pot să cumpăr chestii, cam asta este tot.
Vă mulțumesc tuturor celor care ați donat astăzi pe live stream, tuturor celor care ați apăsat butonul de like pe live stream, care ați fost alături de mine în aceste două ore, aproape două ore. Vă mulțumesc și pentru cele 500 de like-uri de la noul episod. Eu o să închei live stream-ul aici. Ne vom vedea noi data viitoare. Ai 7 puncte pentru parcuri. Păi a văzut el că am 7 puncte. Acum la final când încheie live-ul. Ok, ia să intru în joc. Cred că îmi trebuie 8 pentru parcul ăla. Da, mai trebuie unul. Additional holsters, ca să am două arme. Gen un sniper și o armă principală. Sau o altă armă principală. Oricum, ne oprim aici. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa.